Pensionarii nu se înghesuie să-și trateze afecțiunile. Dintr-un total de 77 de bilete de tratament în stațiunile balneare, 31 au rămas disponibile. Cei interesați se mai pot depune cereri până la data de 3 aprilie. Au rămas disponibile 31 de bilete, printre altele la următoarele stațiuni. 1 Mai, Amara, Bala, Buziaș, Pucioasa, Sărata Monteoru și Moneasa. Pensionarii interesați se pot prezenta la sediul Casei Județene de Pensii Constanța Parter, ghișeul numărul 1, cu următoarele documente. Cerere tip, trimitere de la medicul de familie, original și copie, copie act identitate, talon de pensie pe luna februarie sau martie 2016. În funcție de cuantumul pensiei, dar și de prevederile unor legi speciale, biletele sunt fie gratuite, fie presupun o contribuție proprie de maximum 50% din valoarea acestuia. Beneficiari de tratament balnear sunt pensionarii care au plătit la zi contribuțiile la stat, asigurații care au suferit un accident de muncă ori au o boală profesională și cei care sunt vizați de anumite legi speciale.